Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit la Fresh Access, o nouă ediție, o nouă săptămână, aceeași bucurie fresh. Mi-a fost dor de voi. Știți, weekendul acesta am fost plecat în Barcelona. Mi-era dor să schimb aerul, mi-era dor de libertate, dar atunci când am ajuns acasă am spus, ce bine e acasă. Anisa, sincer, ce bine e acasă, nu știu cât de bine a fost pentru noi. Nu, trebuie să recunoaștem că toți spunem asta după ce suntem plecați câteva zile. Dar trebuie să-i spunem Anisei că nu știu cât de bine a fost pentru noi, că noi știi ce am făcut weekendul ăsta, Anisa? Am stat în casă și ne-am uitat la pozele tale. Și știi ce i-am zis lui Iosif? I-am zis, fii atent. Ce să facem? Să-i facem în ciudă și noi weekendul următor să se uite ea la pozele noastre și, și ne-am gândit să plecăm în Africa. În Africa? Eu am zis la munte, mă, nu în Africa. Glumeam, voiam să vă reacția Anisei. Da, m-am gândit și eu la voi și vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii. Am adus aici și telespectatorilor să vadă pozele și o să vă explic pe unde m-am plimbat, ce am făcut, cum m-am bucurat. E minunat că te avem destul de repede. Într-un fel ne-am bucurat împreună, pentru că știu că v-ați bucurat pentru mine. Ne bucurăm mult pentru și ne bucurăm mai mult că nu ai rămas și nu te-a băgat în carantină. Păi sunt în carantină acum, aici la 7 TV. Suntem toți în carantină, asta e important. Și cel mai important e că nu ratăm emisiunea Fresh, pentru că astăzi începem în forță, trebuie să fim fresh. Anisa, iată, a venit din Barcelona, așa că suntem gata. Suntem gata în cazul ăsta, Anisa, rămâneți cu noi. Nu mai spunem cine e invitat, pentru că vrem să vă captivăm atenția și să rămâneți cu noi, așa că începe revista presei. Începe revista presei, Iosif. Începe? Da, eu sunt gata să începem. Trebuie să informăm pe telespectatorii, trebuie să le arătăm că noi suntem la zi cu toate informațiile și trebuie să-i punem și pe ei la zi cu tot ce se întâmplă în lume și ce s-a întâmplat weekendul acesta și nu doar. Iată că avem multe evenimente, nu? Exact, în special astăzi o să vorbim foarte mult despre sport, dar hai să începem cu politica, să lăsăm repede politica deoparte și să trecem apoi la sport, pentru iubitorii de sport. Dar o știre foarte importantă și de actualitate, ne ducem în Republica Moldova să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că iată, avem parte de o veste foarte mare. Partidul Mai Sandu scrie istorie în Republica Moldova. Ne bucurăm pentru ce se întâmplă în această țară, care ar trebui să fie parte din România. Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu a obținut 52% dintre voturi la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, desfășurate în acest weekend. După numărarea 99% dintre voturi, iată că scorul este cel mai mare obținut vreodată de vreun concurent electoral în istoria alegerilor din Republica Moldova. Iată că acest partid face istorie, Iosif. Partidul Acțiune și Solidaritate este urmat de Blocul Comuniștilor. Așadar, partidul lui Igor Dodon obține 27%, cam jumătate dintre voturile. Eu mă bucur sincer pentru ce se întâmplă acolo. Iată declarația Maia Sandu. Sper că astăzi să fie finalul unei ere grele pentru Moldova. Sper că astăzi să fie sfârșitul domniei hoților asupra Moldovei. Asta a transmis duminică seara președintele Republicii Moldova Maia Sandu, fostul președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru că iată, ea acum este președinte, nu mai poate fi președinte de partid. Un partid reformist de altfel și pro-european, care se prefigurează a fi marele câștigător al alegerilor parlamentare anticipate. Provocările sunt mari, iar oamenii au nevoie de rezultate. Oamenii trebuie să simtă cât mai curând beneficiile unui parlament curat și ale unei guvernări care chiar se preocupă de problemele populației. Energia de astăzi, de la vot, trebuie folosită pentru a schimba Moldova și pentru a o transforma într-o țară din care nu doar că nu se mai pleacă, dar în care se și revine. A mai transmis președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Iată că astfel Republica Moldova a reușit în sfârșit să demonstreze întregii comunități internaționale că are aspirații pro-europene și că își dorește cel mai mult eradicarea corupției.
o veste foarte mare. Este sincer, adevărat. Nu știu cât te pasionează pe tine politica, Iosif, dar pe recunosc mine... că nu mă pasionează politica. Mă va pasiona și mă vor pasiona știrile care vor urma de sport. Dar e adevărat, dacă tot vorbim de politică, Beni, într-adevăr, Maia Sandu scrie istorie. Dar uite, voiam să zic că Partidul Aur, care a încercat acum în Moldova să candideze, se pare că nu a avut un real succes cum a avut și în România. Și vreau să te întreb de ce. Păi, de ce? Specialiștii spun că au venit cu personaje deja învechite, expirate, folosind ghilimele de rigoare, personaje expirate politice, n-a venit cu nimic, niciun suflu nou și așadar n-au avut nicio șansă, au obținut un scor de 0,5%, trebuia să ajungă undeva la 5% să intre în Parlament. Așadar, vom avea majoritate parlamentară din partea acestui Partid Democratic, așa Partidul este, Acțiunii Almai Solidaritate. Sandu, care a obținut peste 5. Sperăm să vedem reforme reale în Republica Moldova, să vedem o țară prosperă cât de curând. Și așa este, nu doar în Moldova, sperăm și în România, dar până atunci hai, Beni, să trecem la sport, că într-adevăr a fost un weekend fascinant cu foarte multe evenimente sportive și, după cum știți, Italia este noua regină a Europei la fotbal. Într-adevăr, pe un stadion Wembley plin, da, Iosif, pe un stadion Wembley. Când a spus noua regină, mă gândeam cine m-a detronat. Când a spus la fotbal, m-am liniștit. Așa este, pe un stadion Wembley plin cu zeci de celebrități în tribună și... Hei, ești ok? Ați spus o glumă. Ai spus o glumă? Voi sunteți prinși acolo de... El era prins cu altele, scoate-l din priză. Nu, stai, focusat pe citit. Să reluăm, stai. Într-adevăr, Ben, tu zi gluma. Într-adevăr, Ben, este adevărat, zi gluma. Care era gluma? Să sperăm că au prins-o cei de acasă. Pe cine? Pe regină. Pe regină, Iosif, pe regină. Pe regină, tu, Iosif, da, mama, Iosif, tu da, ești atât de focusat pe citit. Așa este. Felicitări, să știi că ai fi un prezentator de știri foarte bun. Cine? Nimic nu te deconectează de acolo. Tu! Păi să știi, serios, că trebuie să mai și deconecteze. Apreciez, Anisa, că mă lauzi. În timp ce tu ai zis știri, Anisa se uită la mine și zice, eu citesc. Apreciez, Anisa, că mă lauzi. Beni, hai, mai mult mă critică. Fixat pe citit. Să știi că nu neapărat, uite, aș putea să zic în mare că Italia, într-adevăr, a devenit regina Europei și a fost... Aceeași veșnică problemă. După 53 de ani, ce regină în vârstă. După 53 de ani, e adevărat, în 2012 a mai încercat într-o finală, se pare că a pierdut-o, iar de data asta a triumfat în fața Angliei, la ei acasă. Este adevărat că a fost dramatic meciul, având în vedere că a condus Anglia până pe minutul 60 și ceva, când a egalat, și meciul s-a decis la penalti. Când a egalat Anglia? Da. Da, asta trebuie menționat, că Anglia a egalat. Nu a egalat Anglia, Italia a egalat. Da, Italia. A condus Anglia. Anglia. Încearcă să te încurce. Și a fost o răsturnare totală de situație, pentru că a triumfat Italia la penalti și nu oricum. Antrenorul Angliei, care a băgat în ultimele două minute trei jucători pentru penaltiuri, crezând că ei cei mai experimentați, toți trei au ratat. Deci cei toți tineri, trei... Cei mai tineri jucători din lotul. Cei mai tineri, dar cei mai buni, pot să păi zic, da, la ora actuală din probabil lume. Au cedat la presiune. În Marea Britanie, în general, cedează în fotbal, ce a trecut și pe la urechile mele, jucătorii nu sunt psihic foarte echilibrați, exact, și bine pregătiți. E adevărat, nu au fost conectați probabil la meci, având în vedere că n-au jucat tot meciul și au fost băgați în 120, probabil presiunea care a fost pe ei, dar interesant, n-a ratat unul, n-au ratat doi, au ratat toți trei care i-au băgat pentru penalti. O să vorbim pe larg despre ce s-a întâmplat acolo cu specialiști și nu doar, o să vorbim și cu Ciprian Vârland, care, iată, este în Marea Britanie, să vedem cum s-a simțit acolo, ce atmosferă a fost. Dar și cu Narcis Drăjan, care este ziarist, este jurnalist sportiv și cu siguranță el are mult mai multe informații despre ce s-a întâmplat. Da, e adevărat, au fost foarte multe evenimente și ce s-a întâmplat cu publicul italian și cum au fost confruntările. Concluzia următoare, pe un stadion de 80.000 de spectatori, iată că plin cu zeci de celebrități au fost cele mai mari staruri poate ale lumii acolo și familia regală. Iată că Italia, i-a făcut de râs Italia. Italia a triumfat după 53 de ani, este cea mai importantă veste. Da. Hai să mergem mai departe, tot despre un eveniment sportiv important vorbim. Tot în Anglia s-a terminat Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, unul dintre cele mai renumite din istorie. Iată că Novak Djokovic intră în istoria tenisului câștigând acest turneu, intră în cartea de istoria tenisului și câștigă astfel cel de-al 20
era să zic al 21-lea, dar nu, este al 20-lea titlul al său. Cu siguranță nu va fi ultimul, o să tot urmeze. De menționat că este al 3-lea la rând, nu? Din ce da, știu. Al 20-lea titlul de mare. Da, nu, al 3-lea la rând Wimbledon. Așa în este. În ultimii 3 ani, în ultimii 3 ani, da, el este câștigător. Așadar, Wimbledon 2021 a fost câștigat de Novak Djokovic după o finală în care a dispus duminică în 4 seturi de italianul Matteo Berrettini. Acesta l-a egalat așadar pe Rafael Nadal și Roger Federer în vârful ierarhiei sportului alb. Djokovic poate realiza în acest an marele șlem și anume cucerirea tuturor celor 4 turnee de Grand Slam în acest an, o performanță pe care doar Rod Laver a realizat ultima dată în 1969, niciodată însă bifată de cineva în era Open. Așadar, iată, eu cred că sigur va câștiga și al 4-lea. Sârbul mare și un alt obiectiv anul acesta și anume aurul olimpic la Jocurile Olimpice 2020 la finalul lunii iulie. Este într-adevăr, este adevărat că a câștigat, e adevărat dramatic, nu? Pentru că a pierdut primul set, după aia a revenit, în momentul în care a pierdut primul set, da, tu mi-ai zis... Da, vorbim cu telespectatorii. În momentul în care a pierdut primul set, tu mi-ai zis, păi nu, mă adresam ție acum că tu mi-ai spus... Nu te-am adresat, te rog, adresează telespectatorilor. Băi, omule, te rog frumos. Nu, da, zic asta de 7.000 de ori, înțelegi? Benny, este adevărat că a câștigat, într-adevăr, dar după ce pierduse... telespectatorilor tot Benny. După ce pierduse primul set, Benny mi-a spus că, uite, o să revine, nu te pui cu istoria. E adevărat, eu am mizat pe Matteo Berrettini. Dar se pare că a avut câștig de cauză Benny și, bineînțeles, este o legendă. Novak Djokovic. Mie îmi place că acum se uită la mine, știi? Da, el nu se uită la cameră, ori la tine, ori la mine, dar nu la cameră. Important camera. Este să se uite camera la el. Așa, așa este. Este. Dar, Benny, țin să te anunț că nu doar Novak Djokovic a câștigat Wimbledon, și la feminin s-a decis o câștigătoare, aceea este Ashleigh Barty, care este noua campioană de la Wimbledon, americanca, nu, australianca, nu americanca, australianca, știam că e australianca. Pentru că favoritul meu e Nick Kyrgios. Australianca Ashleigh Barty a câștigat turneul de la Wimbledon după ce a învins-o în finală pe Carolina Pliskova. Pentru Barty aceasta este și al doilea titlu de Grand Slam din carieră după cel de la Roland Garros în 2018. În schimb... 2019. Da, e departe. Da, este adevărat, în 2019. E departe, trebuie să-mi pun ochelari, se înțelege, e departe prompterul. Mergem după aia la un control. Dar schimb... tu le știi din cap. Eu? Da? Nu, poate am vedere mai bună. Ai vedere mai bună. În schimb, Carolina Pliskova rămâne fără titlul de Grand Slam în palmares, dar e adevărat, se clasează în primele 10 jucătoare al lumii, asta e important. Așa Simona este. Halep și Darren Cahill au lăudat-o, într-adevăr, pe Ashleigh Barty. Evident, Simona chiar Halep... l-a văzut pe antrenorul Simonei Halep la final că a dat declarații. Așa este, Simona Halep este îndrăgită și de australieni, mai ales pentru că, iată, Darren Cahill este și el australian. Simona chiar a postat pe rețelele sociale un mesaj de lăudăros la adresa lui Ashleigh Barty și a spus: felicitări, draga mea prietenă, pentru titlul obținut. Și Darren Cahill, normal, și poate ar trebui să fie o trezire și pentru Simona, care e prin vacanță în Italia. Nu este nicio trezire, lasă-o să se bucure. Trezire, bine, Simona că a fost accidentată, mai nu mai comenta și nu mai fi tu cărcotaș. Știu, e adevărat că știu că ești foarte mult cu Simona Halep și eu țin, de dar... De ce cunoții? Ba da, țin, dar trebuie ca să participe la mai multe turnee. Pentru că știu, dar nu că când vrei tu. Anul ăsta a fost jalnic pentru ea și sper să câștige... Nu a fost jalnic, pur și simplu a fost accidentat. Hai să nu o dăm în... Bine, e adevărat, a fost jalnic, trebuie să recunoști, pentru că n-a câștigat niciun turneu și a abandonat la foarte multe turnee, dar sperăm să revină. La câte turnee a participat, știi? Păi tu, expertul de tine, hai. Păi atunci nu mai comenta dacă nu știi exact la câte turnee a participat. La majoritatea la care a participat a participat, cred că la 3 turnee, da, din care la 2 s-a retras din accidentare. Băieții se ceartă acum, o să prezint eu știrile în continuare. Așadar, lumea, v-ați liniștit? Anisa, nu, dar știu că l-am afectat puțin că el în continuu. Tu crezi că și eu țin cu româncele noastre? Sigur că ții, da. Nu, dar uite-te că n-am mai participat. Apropo de românce, trebuie să spun, Iosif, eu vreau că... să vorbim despre euro, pentru că sunt microbistă, așa că un pic mai repede, dacă puteți este să vă grăbiți, să nu vă mai certați. Este vă certați știre. Pe promo. Ok. Este ultima știre, iată, că trebuie tot vorbeam să de Simona că... Halep, se pare că s-a născut o nouă stea. Hai, Beni, continuă. Nu, păi scuze, ai început, hai, continuă tu. E adevărat, Gabriela Ruse este noua stea a tenisului românesc după ce a triumfat la Hamburg. Performanța carieră pentru Gabriela Ruse, 7 victorii în 7 zile, venită din calificări, într-adevăr. Rusia a câștigat turneul WTA de la Hamburg. Se spune WTA. WTA, e adevărat, Benny, tu expertul în tenis. Te rog să preiei tu de aici. Nu, te las pe tine să continui, haide. Nu, Benny, că tu ești expert, te rog tu să preiei.
Da. Iată că ruse Gabriela se apropie de top 100, este o veste extraordinară. Mai exact, este pe locul 133 în lume astăzi și o să participe săptămâna asta la Praga, la un alt turneu. Dacă îl va câștiga, va intra în top 100, așa că n-avem decât să-i urăm succes și ne bucurăm pentru performanța obținută. Iată că sportul românesc, în special tenisul românesc, are viitor. Ne bucurăm. Felicitări, Gabriela! Cam asta a fost revista presei pentru astăzi. Anisa, o să dezbatem pe larg subiectul despre euro cu următorii invitați, nu? Sunteți prieteni, da? Da, absolut, Beni, bate palma. Vă îmbrățișați, vă, așa, gata, i-am împăcat. Bine, vreau să vorbim despre euro, despre euro 2020, pentru că s-a lăsat cu artificii, cu lacrimi, cu îmbrățișări, cu muzică, cu dans pe străzi, cu... Da! Voi unde ați văzut euro? Unde ați văzut finala, marea finală? Evident, cu dans, cu muzică. Unde ați văzut marea finală? În jurul nostru, neapărat. La televizor, acasă, pe fotoliu sau ați fost undeva? Am fost la o terasă, Anisa, e adevărat. Toată lumea a fost la o terasă, se uite la euro. Tu unde ai văzut? Și care a fost atmosfera? Foarte, foarte incendiară, mai ales când a dat gol Italia, toți au sărit în sus. După foarte mulți observat, italieni erau. Majoritatea românilor au ținut cu Italia. Nu, erau mulți italieni în jurul nostru, că am văzut că au început să vorbească în italiană, da? Eram la un restaurant și probabil erau italieni care urmăreau meciul. Da, vreau să stăm de vorbă cu Narcis Drejan, care este jurnalist pe sport și foarte, foarte bun pe partea asta, știe tot. Știe tot și este alături de noi pe Skype. Bine ai venit la Fresh Access, Narcis. Tu unde ai văzut marea finală? Bine v-am găsit. Eu am văzut-o acasă, marea finală, dar îi ascultam pe cei doi, pe cei doi realizatori care vorbeau despre sport. Să știți că Rod Laver a câștigat în era Open, 1968 începe era Open, câștiga anul următor. Sunt de fapt doi jucători care au reușit Marele Slam, Don Budge, iar Rod Laver chiar de două ori. Și cred că Novak Djokovic anul ăsta n-are absolut niciun adversar. Din punctul meu de vedere, el va câștiga fără probleme, va reuși Marele Slam, pentru că este într-adevăr la US Open, e suprafața preferată. Este suprafața unde dacă nu se accidentează, nu are ce să, n-are cine să-i stea în cale, mai ales acum arată astăzi tenisul, unde Berrettini și Shapovalov, jucători trecuți de 1,95 m, 1,96 m, chiar se fac niște discuții legate de faptul că cei care sunt ajutați de înălțime fac jocul doar din serviciu. De aceea atât ATP-ul cât și WTA-ul încearcă în momentul de față să lase mingea un pic mai ușoară pentru a nu exista această diferență. Că trebuie inventate niște rezolvituri. Totul Ashley Barty la 1,66 este cred că a doua cea mai scundă jucătoare din circuit, în condițiile în care Carla Suarez Navarro la 1,62 este cea mai scundă. Vedeți, l-am adus pe Narci și va lămuri și cu tenisul. Dar cum reușește o asemenea jucătoare la 1,66 să câștige toate turnele, să fie numărul 1 mondial, să fie cea mai bună? Da, faptul că a câștigat Italia, că e noua regină, așa, după 53 de ani, e o surpriză sau nu? Te așteptai la asta? Da, eu am și scris un editorial în Gazeta Sporturilor la începutul lui Euro și am spus că, exact așa am spus Mancini de pe insula Trandafirilor. Adică nu știați, dar în 1968 a existat chiar în anul în care Italia câștigă primul turneu european, care s-a câștigat la monedă, pentru că atunci nu erau lovituri de la 11 metri, ele apar în 1970. A fost o finală cu RSS-ul și atunci italienii s-au dus la vestiare după meci și s-a dat cu banul. Și capitanul Italiei Facchetti a ieșit la acea vreme foarte bucuros pe teren că a ales moneda care trebuie, capul de fapt, era cap și pajură, a ales cap și așa Lev Yashin era capitanul rușilor și uite așa Italia a ajuns să câștiga primul euro. Dar mă așteptam pentru că Mancini vine cu un fotbal diferit. Italia are o generație foarte bună. Apoi, bine, și Marea Britanie a ajuns în finală, a fost o premieră. Și a fost destul de strâns scorul. Da, dar Anglia a avut un traseu foarte ușor. A jucat 6 din cele 7 meciuri acasă pe Wembley. Cumva vine și un blestem așa al faptului că ei nu câștigă niciodată la 11 metri. Că nu câștigă. Au pierdut în 1996 în semifinale acasă, tot acasă. Atunci Gareth Southgate rata lovitura de la 11 metri în meciul cu Germania. Și Germania avea apoi să câștige cu Cehia grație golului de aur. E bine, englezii și în Italia 90 au jucat-o cu germanii. Singura legendă care a fost bătută anul acesta a fost că Anglia a bătut Germania
și n-a avut nevoie de lovituri de departajare. Dar care ar fi explicația de ce Marea Britanie cedează așa la presiune? Sunt tineri jucătorii, sunt obosiți? Care ar fi explicația? Cred că ne inspirația antrenorului. Pentru că și acum Gareth Southgate își asumă, Jack Grealish scrie astăzi pe Twitter: nu mă acuzați pe mine și pe Sterling că ne-a fost frică să batem penalti. Nu, a fost decizia antrenorului, antrenorul ne-a spus că urmăm după cele 5 lovituri. Și a fost decizia strictă a antrenorului de a pune niște copii să execute lovituri de la 11 metri. Atenție, nu trebuie spus copii, sunt niște jucători care deja câștigă zeci de milioane de euro. Sunt oameni care sunt plătiți cu aproape 300-400 de mii de lire sterline săptămânal. Deci ei sunt crescuți în spiritul de performanță. Faptul că noi nu înțelegem niște lucruri, hai să le zicem, firești până la urmă, doar nouă ni se pare că presiunea apare de atunci când ești prea tânăr. Nu, presiunea apare dintotdeauna. Când începi sportul de performanță la 3, 4, 5, 6, 7 ani, ești obișnuit cu performanța toată viața. Adică gândiți-vă, în primul și în primul rând, hai să luăm pe copilul acesta, pe David Popovici, care tocmai a câștigat a bătut 3 recorduri mondiale în bazinul de la Roma în acest weekend. Are 16 ani. Până la 14 ani avea 150 de medalii de aur câștigate. Deci asta nu înseamnă că atunci când intri pe teren la o vârstă de 18-19 ani, nu ești copt. Dacă ai ajuns în echipa națională la vârsta asta, înseamnă că ești la nivelul fotbaliștilor foarte experimentați. Nu mai contează vârsta. Contează cum te adaptezi în regim de presiune. Faptul că la penaltiuri, până la urmă, este o loterie. Acolo niciodată nu spune cineva că a fost știință, că știe portarul unde să plece. Nu, pur și simplu, timpul de reacție este foarte, foarte rapid. Dacă ai ghicit colțul bine, dacă nu, ai trimis în bară, cum a fost Marcus Rashford. Da, cred că a fost destulă presiune, având în vedere că, uite, e adevărat, n-au fost copii, având în vedere că Jordan Sancho e la Borussia, Mark Rashford la United și nu doar cel mai bun executant din lume, un Messi al loviturilor de departajare, Jorginho de la Italia, a ratat. Deci a ratat și el, de la Italia, mă refer. Jorginho a mai ratat și la Chelsea, într-adevăr. A bătut și data asta foarte, foarte slab. Corect, uite, bună observație asta cu Jorginho, că se spune că bate foarte bine lupturile 11 metri. Până la urmă, da, și Maradona a ratat. Cum a fost Euro 2020, dacă tragem linia așa? Păi, a avut... Cu ce impresie ai rămas tu? A avut mai multe minusuri decât plusuri, pentru că la nivel de fotbal a fost destul de slab. A avut un plus pentru noi că am văzut ce înseamnă organizarea 4 meciuri la București. A contat cumva foarte mult ediția asta paneuropeană, care nu va mai avea loc niciodată. S-au plâns foarte mult echipele. Gândiți-vă, Polonia a făcut în 2 deplasări peste 7000 de kilometri și n-au avut timp, s-au plâns și ei. Adică trebuia să pleci de la St. Petersburg până la Baku, în Azerbaijan. Traversai Europa și o mică parte din Eurasia. Deci a fost foarte, foarte greu. Așa, ca plusuri, cred că astea ar fi: faptul că a revenit lumea pe stadioane, am revăzut oameni în tribune, am revăzut, într-adevăr, de cel mai frumos meci de la Euro s-a jucat la București, Franța cu Elveția, am văzut niște fotbaliști excepționali, în special cei ai Danemarcei, am văzut ce înseamnă, într-adevăr, unitatea în jurul unui om care a ajuns în colaps. Nu se caută senzaționalul, se calce pe cadavre, cum se întâmplă la noi, de exemplu. Nu știu, când dau un exemplu, moare o vedetă din showbizul românesc și vorba aceea că s-a întâmplat asta în ultimii 30 de ani și începem să 3 zile să mâncăm din cadavrul său ca dintr-un stârb, ca și cum ne-am hrănit cu stârvul acela. E bine, în momentul în care Eriksen a avut acel atac de cord, acum e bine, slavă Domnului, e adevărat că nu vom mai juca fotbal niciodată, am văzut ce înseamnă unitate, am văzut ce înseamnă firescu la o țară educată să nu dea presei de mâncare în momentul acela, să facă un zid în jurul unui jucător care era în colaps, să înțeleagă că de fapt asta este normalitatea, că trebuie să fim alături de oamenii care sunt căzuți, nu să mâncăm din ei ca din niște stârburi. E bine că am rămas și cu o morală după acest Euro 2020. Uite că și fotbalul are o latură din asta. Narcis, îți mulțumim, rămâi alături de noi pentru că mergem la Marii Pierzători din Marea Britanie. Acolo este și Ciprian Vârlan alături de noi. Sunt foarte curioasă dacă Ciprian are ochii umflați de plâns. S-a plâns, nu? Serios, adică s-a lăsat cu dramă.
Da, ai zis așa, mari pierzătorii cu zâmbetul pe buze ca și păi cu... da, ce să fac acum? Na, mai și pierzi. Na, nu e poți destul de trist câștigi. Pentru ei. Bine, pentru Ciprian nu știu cât de trist e, pentru că el este român, dar cu siguranță el o să ne spună... Da, cred că s-a atașat, îți dai seama de... O să ne spune el cu siguranță majoritatea celor de acolo. Mie de îmi place toți. Să mai glumesc ca să fac mișto de el. Este adevărat ce... Iar am făcut o glumă și tu ești foarte serios. Este adevărat, într-adevăr. Probabil e fixat ia-ți pe ideea. Ia-ți și tu câteva secunde râzi. Măcar așa ca să mă simt și eu bine. Așa. Da, trebuie să învăț ca la actorie. Să și plâng, dar adică, să și râd. Adică să cum ca la actorie? Ce vrei să spui? Glumele mele nu sunt bune? Uite, filme și în astea trebuie să știi să înveți să plângi. Adică, să... Nu, adică nu, vrei e vorba să spui că ea la actorie. Sau ce? Nu simulează fac o mică eu paranteză. Ca să poți să râd. Actorii sunt sinceri, sunt autentici. Ei trăiesc rolul. De un actor care plânge, plânge în acel moment. Nu joacă teatru. El își trăiește rolul. Am făcut actorie și știu despre ce e vorba. Adică foarte autentic. N-am știut. Atât de mult intră în personaj încât trăiește prin acel personaj, uh-huh. Știi? El este personajul respectiv în hai momentul acela. Hai să vedem dacă Ciprian plânge. Hai să vedem ce face Ciprian, marele pierzător al sezonului. Nu, nu plâng. Salut băieții, salutări băieții. Bună, Anisa. Nu, nu plâng. Nu dar plângi pentru că ai ținut cu Italia? Am ținut cu cei mai buni. Auzi? E frică să spună cu cine a ținut. Dacă trece cineva pe acolo. Că am înțeles că au fost și momente din astea mai agresive. Bătăi, certuri. Anisa, cred că pentru prima dată de când fac corespondențele de presă aseară, chiar am avut așa o emoție pentru capul meu. Pentru că în aer zburau sticle, au vandalizat suporterii englezi, au vandalizat pur și simplu Londra. Trebuie să-ți spun că ceea ce vedeți nu este o simplă, nu sunt niște simple schele. Aici au avut loc, a fost una din scenele unde persoanele care au respectat condiția de COVID-19, adică să aibă un test negativ numai vechi de 48 de ore sau cele două doze de vaccin, au putut să intre și să demonstreze și să participe, să asiste la meci. Deci nu mă aflu într-un loc doar unde se văd schele. Am avut, spuneam, Anisa, o emoție pentru că aseară suporterii englezi au vandalizat pur și simplu orașul, au distrus un restaurant fast food în Londra, iar în acest moment 49 de persoane au fost arestate aseară la Londra, 19 polițiști sunt răniți, 3 dintre aceștia sunt în spital. E foarte grav ce îmi spui acum, adică mi-a pierit zâmbetul așa. Dar de ce au vandalizat și... Adică ce s-a întâmplat? După ce au pierdut sau...? Nu, nu, nu. Ciudat a fost totuși pentru ofițerii de poliție, cât și pentru jurnaliștii care stăteam la rând să vedem ce se va întâmpla în cazul în care Anglia va pierde. Aceștia au plecat foarte liniștiți acasă, dar probabil emoția puternică, pentru că Anglia nu a mai ajuns de 55 de ani într-o performanță atât de înaltă să joace într-un final de campionat european sau un final de campion mondial. N-au ajuns atât de departe și probabil luați de euforia fericirii, bucuriei și a băuturii au vandalizat pur și simplu orașul. Bucurie. Păi au băut și s-au vandalizat orașul un pic de bucurie înainte, după ce au plecat, după ce Anglia a pierdut. Au plecat foarte liniștiți acasă, eram aproape și eu surprins de această liniște și această atitudinea lor, că s-au resemnat, au pierdut, nu s-a putut mai mult. Însă, Anista, un lucru foarte grav care s-a întâmplat după meci pentru sportivi este că în această dimineață poliția Metropolitan Police, dar și ministrul de interne, premierul britanic Boris Johnson, au reacționat asta după ce mai mulți sportivi au primit amenințări, dar și jigniri pe conturile lor de socializare. Ministrul de interne a spus că este de netolerat o astfel de acțiune, inclusiv Federația de Sport, fotbalistă din Anglia, a reacționat. Iar astăzi poliția solicită sprijin de la Facebook și Instagram pentru a-i prinde pe cei care au adus injurii și amenințări sportivilor. Cred că e o premieră, n-am mai auzit să se facă anchetă legată de jigniri pe Facebook și Instagram.
Da, Anglia și în mod special Marea Britanie este cunoscută în acest moment pentru zero toleranță la tot ce înseamnă discriminare. Ministrul de Interne a spus că în Marea Britanie nu este loc de această discriminare și că astfel de lucruri nu pot fi tolerate, mai ales că Anglia, îți spuneam Anisa, băieții, a ajuns într-o performanță istorică să joace un campionat final între Anglia și Italia sau orice altă țară ar fi fost. Tocmai de aceea ministrul de interne, cât și premierul, nu înțelege de ce totuși sunt sportivilor s-au adus ulterior jigniri, dar și amenințări. Inclusiv Casa Regală Britanică, prin prințul William, în urmă cu puțin timp pe Facebook, pe Instagram și pe Twitter, au reacționat și au condamnat cu toții la unison aceste amenințări asupra sportivilor și felicită sportivii pentru performanța de care au dat dovadă în timpul campionatului european. Cu câteva zile înainte, regina Elisabeta le-a transmis un mesaj. Da, și regina Elisabeta a transmis un mesaj și spunea că este o performanță istorică și speră că să aibă, să le urea succes și se bucură de spiritul și dedicarea, dar și de responsabilitatea pe, de care sportivii au dat dovadă. Nimeni nu s-a așteptat, Anisa, băieții, ca Anglia să ajungă atât de departe, să joace într-un campionat european, într-o finală europeană. Tocmai de aceea mii, zeci de mii de londonezi au fost azi noapte pe străzi, doar 60 de mii au avut acces pe stadion, dar și la stadion înainte au avut loc violențe și acolo au fost arestați suporteri sportivi pentru că au încercat să intre cu forța în stadion. Poliția a reacționat și practic a pus mulțimea la pământ, inclusiv în urmă puțin timp vedeam pe Twitter că Federația Sportivă spune că poliția londoneză are cea mai bună echipă de polițiști de timp. Da, chiar am vrut să te întreb dacă erau pregătiți și pentru conflicte. Da. Din ce am înțeles, un bilet a ajuns să coste 60.000 de euro pentru finală, pentru că nu mai erau locuri. Și da, într-adevăr, foarte mulți s-au îmbulzit să intre forțat. Da, poliția era pregătită, Anisa, băieții, fără nicio discuție, pentru că și când Marea Anglia a jucat cu Danemarca zile precedente și atunci au avut loc violențe, însă, deși Anglia câștigase, mergea spre finală, nu este de explicat de ce au distrus pur și simplu, au vandalizat autobuze, s-au suit pur și simplu pe cabinele telefonice, iar poliția, bineînțeles că a trebuit să intervină și să aresteze. Dar este cupa cunoscută... a fost în siguranță, nu ținută bine, că a stat 12 ore acasă. Acolo sigur că da, elicoptere care au survolat orașul, totul a fost bine. Acum cupa se află în Italia, sportivii noștri au trebuit, sau ai noștri, Angliei, au trebuit să se mulțumească cu niște lanțuri la gând, cum să le spun. Și acum urmează să ne întoarcem la ale noastre. Probabil vor urma anchete și mai multe arestări în urma acestor amenințări, dar și a violențelor de aseară. Urmează inclusiv în cel mai scurt timp premierul britanic la orele 17 ora Angliei, ora Marii Britanii, să țină o conferință de presă și Anisa, poate ți îndeplinesc visul săptămâna viitoare să mă vezi într-un club, pentru că trebuie să ne întoarcem la ale noastre, nu? Ne vom întoarce la cea serios? Freedom. Gata cu da. Valul al patrulea, nu? Gata, ți-ai scăpat. La noi, nu, poate la voi va veni valul al patrulea, la noi va veni valul 3. Poate nu vine 3. Nici la noi. La noi va veni, din păcate, spun specialiștii, și ne aflăm deja într-un val 3, pentru că în fiecare zi se raportează peste 31.000 de infectări cu COVID-19, iar ministrul sănătății spunea că până la sfârșitul lunii iulie am putea să raportăm undeva la 100.000 de infectări în fiecare zi. Iar deja peste 122 de medici, dar și oameni de știință, i-au trimis premierului britanic un mesaj că trebuie să mai amâne din nou aceste ridicări de restricții. Inclusiv, Anisa, trebuie spus că dacă tot putem întoarce un pic la campionatul european, Scoția a comunicat că 2000 de infectări s-au produs în timpul meciului dintre Anglia și Scoția, atunci când scoțienii au venit la Londra să asiste la acest meci. 2000 de persoane au dat pozitive ulterior, iar acum vom vedea
după acest final, pentru că ieri la stadion au fost 10.000 de oameni, conexiuni telefonice au fost aproape imposibile de realizat. Dar vom vedea unde va duce acest campionat european și cam ce număr de infectări vor mai comunica autoritățile. Medicii spun totuși că este o situație gravă pentru persoanele care sunt la terapie intensivă, pentru că în acest moment, ultima statistică pe data de 8 iulie, probabil astăzi vom avea o nouă informare oficială, erau 2700 de persoane în spital, iar medicii spun că este grav, 400 sau peste 400 dintre aceștia se află la terapie intensivă. Spun că este un număr mare, având în vedere totuși de numărul relativ mic de pacienți care se află în spital. Dar știi ce nu înțeleg, Ciprian? Adică la voi lucrurile sunt din ce în ce mai rele, dar restricțiile se ridică. N-am înțeles. Adică de unde până unde să se deschidă cluburile? Pentru că tu prezinți o situație sumbră. Eu prezint cifre pe care guvernul le comunică în fiecare zi la orele 16, ora 16, ora Marii Britanii. Trebuie spus că medicii trag un semnal de alarmă. Săptămâna trecută i-au trimis premierului această scrisoare. Inclusiv consilieri de-ai săi științifici din guvern îi solicită premierului să întârzie cu cel puțin încă o lună ridicarea acestor restricții. Practic ar putea data de 16 august. Însă, mai mult ca sigur, astăzi premierul britanic spune că va merge în continuare cu ridicarea de restricții și dacă se dorea eliminarea acestor, inclusiv a măștilor, inclusiv a distanțării sociale, se pare că totuși guvernul va regândi un pic această strategie și va comunica că măștile să fie în continuare obligatoriu în interior. Ciprian, eu sunt curios cum e situația cu călătoriile internaționale. Dacă vin, de exemplu, acolo, voi sta în carantină? Cum e? Va trebui să te dezamăgesc, să spun că da, tu vei sta în carantină. Nu, eu, că dacă el vrea să stea în carantină, nu l-ai dezamăgit. Chiar dacă ai vaccinul făcut? Deci ideea este următoarea, că tot de săptămâna viitoare, de pe 19 iulie, suntem exceptați de la carantină, însă cu o condiție, vaccinarea să se fi produs în Regatul Unit. Practic, sistemul de sănătate publică să te fi vaccinat. Adică să nu vă păcălim că suntem vaccinați cu ce? Da, să nu ne păcăliți, însă ministrul turismului spune că în zilele sau în săptămânile următoare ar putea să ridice și această regulă. Dar în acest moment, da, va trebui să stați în carantină. Toate persoanele care vin în Anglia trebuie să stea în carantină, pentru că, de exemplu, în Scoția, de oriunde vii, trebuie să stai în carantină la hotel. Chiar ați văzut de ce n-am mers eu la voi în Marea Britanie și am mers în Spania? Mulțumim mult, Ciprian! Rămâi alături de noi să vezi ce frumos a fost în Barcelona. Păi eu știu orașul, Anisa, și aștept să mă duc și eu, să mă reduc acolo. Deci, nu știu cum să-ți spun, eu am cam și stat acolo. Ți-am păstrat loc, am anunțat deja, am salutat Barcelona din partea ta, am spus o să vină și Ciprian Vârlan. Bine, ce să zic, mersi. Mersi mult, mulțumim mult, Ciprian, numai bine. Toate stay safe, mai bine, cum s-ar spune. See you next time. Pa, pa, pa. Da, Barcelona, 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 Barcelona. Viva la Barcelona. Păi eu zic că noi am văzut pozele, să le vadă și telespectatorii fresh. Da, să vă povestesc. Cum a fost călătoria ta în Barcelona? Mă gândeam dacă știți un cizmar bun ca să-mi schimb și eu tălpile. De ce? Dacă vedeți cum arată tălpile mele. Adică am mai bătături, numai kilometri întregi. A meritat? Da, cum să nu? Cum să nu? Mi-era atât de dor de libertate, mi-era dor să schimb aerul, mi-era dor să, okay, să mă plimb. Ok, cum e aerul, dacă spui că ți-era dor să schimb aerul? Nu știu cât de curat e, dar e altfel. Nu, având în vedere că, uite, în București ne era la fel de cald ca în România? Era mult mai plăcut, era cald, dar aproximativ 30 de grade. Nu, uh-huh. Puteai să mergi liniștit, să stai la plajă fără cremă de protecție, pentru că am făcut plajă, da, la Barceloneta. Uite aici, am fost la Aquarium. Ia uite, țin pe fetiță în brațe. A văzut și arechinii pentru prima dată. Aici hrăneam peștii cu biberonul. Veneau efectiv la biberon să-i hrănești și puteai să pui mâna pe ei să-i atingi. Și îți dădeau voie, adică puteai să ai orice în biberon. Nu, cumpărai de la ei, de acolo. Ah, ok. Îți dădeau.
Da, foarte frumos. A fost o experiență senzațională acolo. La... Îi plăcea să hrănească. Da, da, era nebunită. Aici, în port, am stat pe plajă la ora, cred că era 24, era miezul nopții și ne-am plimbat pe plajă și prin port. Era plin, plin pe plajă. Stăteai pur și simplu și te uitai la mare, în nisip, direct în nisip. De ce a fost cel mai impresionat Ami? Ce i-a plăcut cel mai mult? Ami e obișnuită să se plimbe cu noi peste tot. Bineînțeles, i-a plăcut la peștișori. Erau colorați noi, a făcut baloane aici, eram chiar pe plajă. Și bănuie să vadă rechinii respectiv. Da, s-a uitat la dinți, la din și m-a întrebat dacă au carii. Mami, dau carii? Nu, dar mami are, da. Da, a fost... Cum a fost, având în vedere că în România, uite, poate nu e atât de limpede sau poate sunt algi în anumite zone? Plaja arată foarte bine, nu sunt pietre, nu sunt scoici, nu sunt așa ca la noi în România. Apa a fost ok, temperatura ok. Eu am intrat, doar eu, soțul și fetița, nu? Am vizitat muzeele, dar pe afară. Am văzut doar Muzeul Național al Cataloniei. Acolo am intrat cu legitimația de jurnalist, n-am plătit nimic. Serios? Da, e foarte scump să vizitezi obiective. Și stai foarte mult la coadă și vă dați seama, am făcut un city break și să fi stat 2 ore și ceva la coadă să aștept să intru în muzeu, pierdeam foarte mult timp. La Sagrada, și evident. Doar tu sau și familia? Nu, cu împreună. Da? Da, împreună. Ami e fascinată, e foarte liniștită. Dar imaginați-vă cât am mers. A fost prima dată când nu am luat căruțul, pentru că e mare acum, nu mai pot să o plimb în căruț. Am mai fost cu ea la Lisabona, în Dublin am fost. Și din 10 în 10 metri obosea și trebuia să o iau în brațe. Și imaginați-vă că am mers kilometri cu fetița mea care are 17 kg aproape. Și voia numai cu mine. Adică la Dragoș, nu, mama. Și mergeam eu o mână de om cu copilul după mine. Da. Și de ce ai fost tu cel mai impresionat în toată călătoria asta? Măi, uita Sagrada. Arhitectura lui Gaudi. E un spirit acolo, nu? Uite, aici stăteam pe plajă, v-am spus că am stat la miezul nopții pe plajă. Pot să spun că m-a impresionat ceva în modul ăla. Cred că e în top 5 preferințe. Mi-a plăcut, cred că un pic mai mult în Lisabona. Da? Da. Aici era foarte, foarte aglomerat, iar terasele erau lângă stradă, ceea ce e foarte periculos cu copilul. Adică nu e... Dacă stăteam la terasă, trebuia să fiu foarte atentă să nu meargă efectiv în stradă și să o țin în scaun de bebe. Dar în alte locuri pe unde am mers, stăteai și mâncai în piațete, în zone mult mai ok pentru copil. Cred că asta m-a deranjat cel mai mult. Erau fix în stradă, pe trotuar, toate. Deci dacă ar fi să alegi din nou, ai alege tot Barcelona? Ia uita, aia am mâncat-o eu, singură. Uitați-vă paella, tradițională. Când merg, vreau să mănânc tradițional, specific din zona respectivă. Și... Cum ce să vă spun, n-aș mai merge în același loc. Eu vreau să vizitez tot mai multe. Vreau să vizitez multe locuri și sunt atât de multe de văzut. Și am spus că o să mă întorc cu siguranță în Barcelona, dar următoarea destinație o să fie Santorini. Am spus că în august o să merg în Santorini. Vă rog frumos, uitați-vă puțin ce mă gâdilă. Doamne! Ce ai acolo? Iepuraș! Cred că un pufulete, așa am auzit. Doamne! Este de pluș? Doamne, să știți că nu-l strâng, dar așa pare, e foarte blănos. Stai, mamă, că nu-ți fac nimic! Micule! I-a fost frică că-l scapi, dar dacă îi pui mâna sub funduleț, nu te scap, okay. nu te scap. Stai, să-ți pui mâna sub funduleț, așa, gata. Yes. Cum ai ajuns să ai minunea asta? De unde ai? Doamne, de asemănați! Uitați-vă puțin! E copilul lui mamă. Povestea pe scurt, îmi plac iepurașii, mi-am luat o fetiță, după mi-a luat un băiețel și după aceea a apărut ei. Măi! Uite cum face mâna să cu... Exact! Știți? Doamne, cât de superb arată la cameră! Și ce faci? Îl dai? De realitate. Îl dai? Îți dai seama că nu poți să păstrezi... Să știi că nu se aplică și la mine și la noi, da? Noi suntem mai frumoase în realitate. Nu poți să păstrezi 7 iepurași în casă. Da, de ce nu poți?
că este spațiul mult prea mic și după aceea ar fi inuman față de ei. De asta pe bebelușii ăștia mici sunt nevoită să-i dau, deși sunt atât de scumpi și de drăguți încât chiar nu-mi vine să-i dau. Coconaș, dacă-i când ți-i place? Ți-a făcut cu ochiul, să știi. Ia uite că le ia somnul. De pe imaș și s-a dus Colosus, într-o tufă s-a ascuns. Doamne, am ajuns să-i cânt unui iepurar. Cred că până la finalul emisiunii chiar o să și pleci cu el. Și fiți atenți, am o provocare pentru voi trei. Încă nu are nume, sunt atât de mulți încât am epuizat. Coconaș! Coconaș îl cheamă? Coconaș! Voi băieți, ce părere aveți? Cum se-l cheamă? Puffy. E, Puffy. Puffy. E o idee. Pufulete, Arcoi. Coconaș. Arcoi. Ia spuneți. Marin. Marin. Gică, nu Gică. E atât de drăguț. Dragilor, astăzi vreau să vă spun care sunt beneficiile unei astfel de mogâldeți la voi în casă. Okay, ai și beneficii? Da, și să ne beneficii. Și dezavantajele. Să știi, dezavantajele o să le descoperiți pe propria piele. Mai bine. Vine și cu instrucțiuni de utilizare, cu beneficii, cu ce vreți voi. Ia uite că îmi roade unghia. Mă pupă. Te pupă. Îl hrănești cu morcov? Da, să știi că da. Și... Ține, să nu... Nu fuge, da, stai liniștită. Să nu cadă, să jucă ceva. Spre deosebire de... Să nu-ți rupi urechile. Toate poveștile din desene, să știi că nu mănânc atâția morcov pe cât m-am așteptat. Preferăm castraveții. Bine, puteai, dar nici nu mănâncă morcov, știi? Voi credeți că iepurii mănâncă morcov? Sau? Să știi că am unul din iepuraș care nu este mare fan morcov. Preferă fânul, preferă castraveții. Fân? Fân. Iarbă. Vezi. Nu fuge. El, uite, unul din numele, poreclele pe care i le-am dat a fost luptător, pentru că atunci când era mic, abia îi dăduseră ochii și s-a descurcat să-și deschide singur ușița la căsuță. Ok, dar ce vârstă are? Așa, are o lună. Hai să vedem beneficiile. Dacă vă luați o astfel de pufoșenie acasă, de obicei este prea frică să se arunce pe acolo, dar... Păi ar putea să cadă din greșeală. Asta da, se poate întâmpla din greșeală, dar îl ținem frumos pe acest superb invitat și o să vă spun. Spre exemplu, de când îi am în casă, sunt un pic mai fericită. Ești mai fericită? Da. Pentru că mă scapă de stres. Când vin de la muncă și, nu știu, poate că la muncă aș vrea să vă distrug pe unul din voi veniți. V-am spus eu băieți că vreau să vă distrug. Exact. Vine acasă și ia uite o mogâldeață din iață. Noi suntem cele mai bune, uite așa. Noi ne iubim cu acest, îl iubim pe acest iepuraș împreună. Îl iei în brațe și știi cum îți trece tot stresul? Dispare imediat. Deci, dacă vreți deci să scăpați de stres... E o idee bună. Pe de altă parte, dacă aveți copii care sunt extrem de dezorganizați și vreți să-i responsabilizați, sau dacă aveți soți care sunt care nu sunt responsabili și vreți să-i responsabilizați, așa. Este o idee să vă luați un iepuraș, pentru că va trebui să nu lăsați să moară de foame și să nu lăsați în mizerie. Și uite, așa vă împărțiți responsabilități. Doamne, apropo de asta, am avut... lasă păr, nu? Lasă. Puțin, da. Am avut o colegă și care îmi spunea că a avut o broască testoasă. După care, după broasca testoasă, și-a luat o pisică. Și am întrebat, dar cu broasca testoasă ce s-a întâmplat? Și ea zice, mi-am luat pisica și am murit de foame că am uitat de ea. E groaznic, nu e de, chiar nu e. Da. Dar, cât de trist, cât de trist. De asta, dacă vă luați astfel de animale, îngrijiți-le și aveți grijă de ele. Și totodată, dacă luați pentru copii, aveți grijă să nu-i smotocească prea tare. Auzi, dar nu e, da, nu e cam periculos să, okay. Adică pentru ei să stea în prezența copiilor care sunt un pic mai agitați, mai să nu se așeze peste ei să... Depinde de copil. Depinde de copil. Adică am întâlnit unul din iepurași pe care i-am acasă, este un pic cam speriat de copii. Și atunci când îi vede, o ia la fugă și se ascunde. Dar dacă se obișnuiește cu copilul de mic, să știi că e un avantaj foarte bun și totodată îl ajută și pe copil să fie mai drăguț cu animăluțele. Nepoțica mea, atunci când îl vede, când are de-a face cu el, gândește că are doar 10 luni și îl ia doar cu degețelul și îi face pui, ok, atât. Și vreau să te întreb ce faci în momentul în care ai iepurașii respectiv și vrei să pleci de acasă, adică... Îți sunt vecinii, sunt prietenii și rog să treacă pe acolo. Da, ei de nu suferă, nu? Nu sunt precum câinii sau pisicile, bine, mai mult câinii. Sunt... Se atașează de stăpân? Se atașează de stăpân, dar sunt și momente în care pur și simplu te ignoră. Una din fetițele pe care le-am... Ușor că îl mângâi peste ochi.
Așa. Ne-am văzut ochiul. Una din fetițele pe care le am, pur și simplu ne ignoră, 100%. Și, păi și la ce îți folosește un animal care te ignoră, care nu e... A, nu, nu, nu. Ne ignoră atunci când vrea ea. Atunci când ea vrea afecțiune, trebuie să-i dăm afecțiune. Nu contează ce facem noi. Este un copil extrem de răsfățat. Uite, spun că e copil. Copil nu vreau, dar să știi că iepurașii și sunt un foarte bun substitut. Ești foarte tânără, o să vrei și copil, o să vezi. Da. Hai să stăm de vorbă cu Alexandru Vițelaru, medic veterinar, care okay. o să ne dea câteva recomandări legate de animalele de companie un pic mai atipice, adică în afară de pisici și câini. Exact. Da? Unii și au dihori, unii și au iepurași, și alții și au papagali, alții... Exact. Da? Și să știi că este ziua, greu să găsim informații despre ei, pentru că site-urile din România nu sunt foarte... Uite, ai acum ocazia, pentru că ești mamă, nu zic să pună, exact. ești mamă de iepurași, să-i pui orice întrebare te interesează domnului doctor. Bună ziua, mulțumim pentru că ați revenit la Fresh Access. Să rămână și mulțumesc mult pentru invitație. Ați văzut mascota noastră? Am văzut-o, m-am uitat așa, am stat în background și am ascultat ce discutați voi mai devreme. Bun, nu este printre, să spunem, cele mai comune animale de companie și presupun că, na, lucrul ăsta îl știți deja. În mod normal, oamenii și aleg alte animale de companie. Uite ce frumos faci, vezi? Da, mi se pare că e un animăluz la care mai mult să te uiți, așa, știi? Nu e... Nu-ți dă afecțiunea de care ai nevoie când îți iei un câine sau o pisică. Total de acord, dar nu până la capăt. Adică e genul de afecțiune la care noi ne așteptăm în mod tradițional. Cu siguranță că orice ființă până la urmă se poate atașa de omul care are grijă de ea. Însă trebuie să ne gândim că avem și niște obligații față de pitici ăștia. Cum ar fi diete foarte bune, complete, deparazitări la timp, vaccinări la timp, trebuie să ne gândim că există și niște boli pe care le transmit către oameni și atunci iarăși foarte important să fim, ca să zic așa, la zi cu procesul de vaccinare și de parastare pe care în general vă recomand să le faceți cu colegii mei medici veterinari. Adică se vaccinează și iepurașii. Da, există niște oameni minunați, colegii mei care se ocupă de iepurași, de exemplu, și care în mod curent tratează iepurașii și nu numai. Trebuie să avem grijă, de exemplu, dacă vorbim de iepurași, la dințișori. Dentiția e foarte importantă și o mare parte din patologie se răsfrânge și la acest nivel. Plus că, bineînțeles, dacă nu respectăm regulile de bază în ceea ce privește alimentația lor, putem să avem multe neplăceri, mai ales pe partea de digestiv. Ia să vedem, tu ai vreo neplăcere de când ai iepurași? Să știi că am cu unul dintre iepurași a fost mai pretențioasă la nivel de alimentație și în momentul de față, dacă nu îi dau mâncare de dietă, o supără stomacul și nu ia bună. Da, e indicat să-i dăm mâncare specială. Ai mâncare aici? I-ai adus mâncare? O am în redacție, din păcate. Mâncare specială sau morcovii, castraveții, ce mâncăm și noi? Nu, ce mâncăm și noi, clar, nu, dar există cu siguranță și o componentă de legume pe care o putem administra, însă deja, ca să fim foarte cinstiți, există firme specializate care se ocupă numai cu hrana acestor animale și în mod normal este un lucru pe care, bine, e și mult mai comod de altfel, este un lucru pe care l-aș recomanda. Cu siguranță că există și bucuria de a roade diferite legume pe care le putem administra proaspete, de unde se ia și vitamine și partea de hidratare, dar să nu uităm că e foarte important să respectăm un anumit tipic de alimentație. Cu cât vom schimba mai des hrana lor, cu atât îi putem expune la probleme majore. În perioada asta, verii sunt mai sensibili, ar trebui să le acordăm o atenție mai sporită, nu doar iepurașilor, animalelor de companie în general. Cu siguranță. Eu tot timpul spun că atunci când îți iei un animal de companie, ca și cum ai avea un copil mic. Și trebuie să-i asigurăm aceeași atenție, același regim de îngrijire și cu siguranță că, și aici o spun pentru a 10-a oară, de obicei animăluțele ajung acasă pentru că și le doresc copiii și rămân la părinți. Întotdeauna se întâmplă chestia asta. Da, recomanzi un animăluț așa sensibil copiilor foarte mici? Vorbeam mai devreme cu colega mea, pentru un copil de un an, doi ani, să iei un animal atât de
fragil? Mi se pare riscant pentru animal. E ușor delicat de ambele părți. În general, copiii prin joaca lor se pot deveni ușor agresivi, fără să vrea cu siguranță. Doi la mână, un animal atât de sensibil poate să sufere din această cauză, dar să nu uităm că există și anumite boli pe care iepurașii le pot transmite. Care sunt alea? Nu. Și atunci e foarte important, de la nivel de paraziți până la nivel de bacterii, să ne ferim și să încercăm, asta o spun în mod real, să încercăm, dacă tot am ales să avem un iepuraș, să mergem la medicul veterinar și să respectăm regimul de parazitare și de vaccinare pentru iepuraș. Pentru că există produse speciale, normal că nu o să le dăm numele acum, există produse speciale pentru iepuraș în vederea de parazitare și vaccinării acestora. Tu ai întrebări, Abi? Către domnul doctor? Da, eu am o curiozitate pentru că ieri i-am lăsat un pic liber prin casă și am descoperit atacând un obiect din bucătărie și sunt curioasă dacă... Ce obiect? Am făcut vreo prostie. Cartofii pot fi periculoși pentru iepurași? În principiu există, ca să spun așa, o componentă de alimentație pe care trebuie să o respectăm. Eu nu aș recomanda, de exemplu, cartofii cruzi în alimentația lor, mai ales foaja. Uh-huh. Da? Adică aș prefera să mergem pe alte legume, cum ar fi salata verde proaspătă, cum ar fi morcovul. Și trebuie să ținem cont de faptul că în momentul în care alimentația nu este cea potrivită, pot apărea dezechilibre care sunt foarte ușor de văzut, mai ales la animale atât de sensibile. Toate semnele digestive sunt mult mai, să spunem, mult mai puternice decât în cazul unor animale mai rezistente decât piticul acesta. Ei se deshidratează mult mai repede și semnele sunt mult, mult mai vizibile. Aș mai avea o întrebare. Acum că vine vara, putem să-i scoatem afară în grădină, într-un țarc, dar să fie pe iarbă? În mod normal nu aș recomanda asta, din două motive. Unul, soarele foarte puternic și dacă ieșim seara, de exemplu, faptul că, din păcate, majoritatea parcurilor din București sunt pline de căpușe, sunt pline de țânțari, sunt pline de purici și atunci, nu știu, eu personal, de exemplu, nu am curaj să-mi scot cățelul meu, pur și simplu nu am curaj să ies cu el în parc. Prefer să merg pe câteva alei și să-l las la mine în curte, unde știu că eu am grijă și deparasez în mod frecvent zona respectivă. Mulțumim mult, domnul doctor! Cu mare drag! Fără o zi frumoasă, și... să ne auzim cu bine! Dana? Câți avem de dat? Câți ai de dat? Încă vreo trei, atât. Trei. Cine mai dorește? Cine mai poftește? Avem iepurași de... nu de vânzare! Îi dai... Păi nu vreau să fac, Doamne ferește, comerț din așa bine, ceva. Bine, bine, avem iepurași de vânzare, dar de ce să nu ești un ban pe ei? Bine, fii atent. Dacă tu te ocupi de această campanie să păi, dar nu merită și el un dau ban? Îți dau procent? Procent, da. Bine, vreau comision 30%. Așa, okay. Așa se practică eu pe eram, partea asta business to business. Eu eram de acord inclusiv până la 50%, pentru că bine, ok, 50%. Bun. Și ce preț vrei să pui mie? Mă ocup eu de asta. Okay, putem să facem o licitație. Facem licitație? Da, 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 aici în direct la Fresh Access. Dragilor, dacă vreți iepuraș, scrieți în comentarii. Scrieți-ne Anisa aici. Anisa se ocupă de business. Prețul începe, de ce ne spune Răzvan Eana. Anisa, Sândulache și Abi Sârbu, sunteți niște simpatice. Mulțumim! Minunate. Nu vrei un iepuraș? Da. Am înțeles. Da, deci mai sunt trei iepurași de dat. Așa mici, da? Toți. Da, uite că s-a culcat tot ascultându-ne. Da. Îți dai seama ce voci superbe avem dacă s-a culcat iepurașul? Ce plictisitoare suntem. Dragilor, nu suntem plictisitoare, dar ne vedem după pauză, că mergem să ne dăm un fresh, nu? Trei iepurași avem de dat. Haideți, cine mai dorește, cine mai poftește, iepuraș coconași. Pa! Realitate, iluzie, politic, joc, autoritate, emoție, guvern, carusel, parlament, montanie rus, societate, individ, cetățean, om, eu, noi, șah, mat, stop, joc, conectat la tot ce contează azi. Azi clădim viitorul. Conectat cu Ani Crețu, luni de la ora 21 la A7 TV. Thank you.
În călătoria de zi cu zi prin viață, cu toți avem nevoie de cineva care să ne fie alături, pentru a afla împreună lucruri noi. Pentru a desluși adevărul din spatele schimbărilor și felul în care ne afectează. Pentru a evolua împreună, pentru a ne bucura de familie, de prieteni, de tot ce ni se întâmplă. Când ai pe cineva lângă tine, călătoria este mai frumoasă. Sunt Alina Ilioi Mureșan și împreună cu invitații mei vom fi alături de tine pentru a deveni împreună cea mai bună versiunea noastră. Alături de tine, cu Alina Ilioi, de luni până joi de la ora 18 la A7 TV. Informații multe, unele adevărate, multe nu. Zvonuri pe care nu ai cum să le înțelegi imediat. Sau evenimente a căror importanță nu o poți vedea. Specialiști, proteste, vacanță, școli, examene, prezent și viitor. Navigăm printr-o multitudine de informații, surse și opinii, dar noi încercăm să ne trăim viața cu sens. Sunt Flori Stoian și vă invit să descoperim împreună adevărul din spatele a tot ceea ce contează. La zi cu Flori Stoian, de luni până miercuri, de la ora 20, la A7 TV. Noi venim cu un alt concept. Noi vrem ca oamenii să înțeleagă că există și lucruri bune care se întâmplă în România. Dintre toate știrile zilei, noi ți le oferim pe cele mai bune. Dintre toți invitații din lumea asta, noi vrem să vină oamenii aceia care cred în valoare, care promovează adevăratele valori. Emisiunea Știrea Cea Bună este o emisiune de suflet. Este o emisiune în care vezi partea plină a paharului. A7 TV acum și pe cablu. Emitem în toată țara prin toți operatorii de televiziune. A7 TV. Trăiește viitorul. Avocați, judecători, procurori, polițiști, psihologi, parlamentari, profesioniști ai dreptului, toți în slujba cetățeanului, prin informarea, educația juridică și promovarea responsabilității sociale. Prin tribunale ca prin viață este un pas înainte spre promovarea drepturilor și libertăților fundamentale și intereselor legitime ale omului. Sunt Mihaela Olaru și am cea mai frumoasă misiune din lume, atât ca avocat, cât și ca realizator TV, aceea de a promova educația juridică a cetățeanului. Prin tribunale ca prin viață, cu Mihaela Olaru, duminică de la ora 21 la A7 TV. Am adus eu iepurașul la Fresh Access, dar acum nu știu sigur dacă o să mai și pot să plec cu el așa pe liniște, pe soare și pe bine. Nu de alta, dar meteorologii se așteaptă ca în această după-amiază să aibă loc așa cam la nivelul întregii țări, o mică ploicică, scurtă, dar de efect. Am o veste bună pentru tine. Spune. Bine, trebuia să văd cum îmi dai vremea și după aia să dăm. Bine, spune-mi întâi vestea că îți dau vremea. Colega noastră de la Alături de Tine, Alina Ilioi Mureșan, vrea iepurașul. E dat. Eu zi te duce acasă. Nu-i bai, mâine vin cu altul. Era de așa, da, vină cu câte unul așa și exact. Dai pe drumul, îi dai pe, dar nu ți-e greu să desparți de el? Nu vreau să vorbesc despre acest bine, aspect. Vorbește despre vremea. Eu sunt o femeie foarte puternică, care nu plânge la orice și astăzi vă spun vremea. M-ați supărat, gata. Uite, vă dau cu caniculă, vă dau cu val de căldură, vă dau cu disconfort termic. 12, 13, 14 iulie. Nu se mai poate. Anisa mi-a cerut foarte des căldură și uite că ți dau. Avem în jumătatea, hai să zicem, de în Banat, în Crișana, în o parte din Maramureș și în Oltenia, avem caniculă, disconfort termic și val de căldură, dar acesta este doar cel mai mic dintre coduri, pentru că celălalt cod de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi, cu furtuni, cu descărcări electrice, cu grindină, o să cuprindă aproape toată țara, așa că nu fiți foarte fericiți că ați scăpat de codul ăla, pentru că oricum pe partea cealaltă a țării de astăzi de la ora 11 și până diseară la ora 23 aveți instabilitate atmosferică temporar accentuată și aveți parte de ploi. Bucureștiul e un pic ferit, în sensul că nu este cod galben, însă asta nu înseamnă că nu vor fi precipitații. Temperaturile vor fi ok pe timp de noapte, nu vor fi nici foarte ridicate, nu vor fi nici foarte scăzute pe timp de zi, în schimb vor fi
extrem de ridicate, vom avea caniculă. După cum puteți să vedeți la noapte, însă va ploua în zona, în zona Maramureșului, în zona de nord, dar și în zona Brașovului și în zonele vizate de codul galben, pe care vi l-am arătat mai devreme, se vor aștepta precipitații. Temperaturile de mâine sunt extrem de ridicate și avem până la 38 de grade în Timișoara, 33 în București, o temperatură, hai să zicem, aproape de pragul de caniculă și aproape de pragul de cod galben, dar nu este o temperatură care să ne facă să ne simțim foarte bine. În schimb, în Brașov va fi destul de bine pentru că vor fi 29 de grade. Pe malul mării sunt 28 de grade, însă această temperatură ridicată, corelată cu umiditatea care este emanată de mare, ne va face să respirăm cu greu și va face aerul destul de puternic. De asta puteți să mergeți la Brașov și puteți să mergeți în zona de munte, pentru că acolo este mai bine. Dar până atunci, mergem exact la Brașov, ce vă spuneam. Să mai vorbim astăzi cu Narcisa, nu-i așa, Anisa? Să vorbim și despre copii, nu doar despre copiii animale, nu? Bine, bine, o să învăț și eu puțin acolo, poate mă convinge. Da, Narcisa, bine ai revenit la noi, ne bucurăm să te vedem. Bine v-am găsit, dragilor. Mă bucur că s-a mai dat încă un iepuraș. Da, s-a mai dat un iepuraș. Vezi ce am reușit aici la Fresh Access. Da, e lucru mare că s-a găsit încă un iepuraș, o căsuță iubitoare. Despre ce vorbim astăzi? Sunt foarte curioasă, Narcisa. Uite, Anisa și dragi telespectatori, m-am gândit că este vremea potrivită să discutăm despre rolul bunicilor în dezvoltarea, în educația, în binele copiilor. Pentru că chiar dacă tendințele actuale sunt unele de separare oarecum a familiilor tinere de cele mai în vârstă, nu mai trăim cu toții la oaltă, unii dintre noi încă mai ducem copiii la țară, la bunici sau la bunicii noștri acolo unde sunt pe vacanța de vară. Și mai gândit că este timpul potrivit să discutăm și despre acest aspect. Ce rol au bunicii în dezvoltarea copiilor și ce rol au nepoții în starea de bine a bunicilor? Haideți să vedem cu ce începem. Să vorbim despre rolul bunicilor. Mai nimerit, să știi, pe mine m-a crescut bunica până la 14 ani, a fost și învățătoarea mea și datorez foarte mult din ceea ce sunt astăzi și am ochii în lacrimi de fiecare dată când vorbesc despre ea. A fost a doua mamă pentru mine. Minunat, este un lucru tare frumos și mă bucur că, uite, sunt persoane asemenea care vorbesc cu drag, vorbesc cu nostalgie de bunica, de bunici, da. De fapt. Da, îmi amintesc. Una dintre cele mai puternice imagini, eram în bucătărie la bunica mea și era multă, multă lumină, stăteam cu fața spre geam și aveam un abecedar în față. Stai seama ce mic eram și mi-amintesc asta. Și bunica îmi ținea mâna în mâna ei și făceam bastonașe împreună. Și Ai avut o relație frumoasă și împlinitoare cu bunica și ești persoana potrivită să ne validezi sau să ne invalidezi teoriile astăzi. Da, abia aștept să ne povestești și tu despre asta. Nu, până începe să povestim, mi-aș vrea să te întreb pe tine și de ce nu pe cei care ne urmăresc. Să le spună părerea lor despre tendințele astea vis-a-vis de parenting în ultima vreme, în ultimii ani. Pentru că vrem, nu vrem, societatea se polarizează în niște extreme, una dintre ele fiind a sta departe de bunici, pentru că bunicii îi cam strică pe copii. Unii nu prea au încotro și trebuie să-și ducă copiii la bunici, mai că vor, mai că nu vor. Cert este că unii țin cu dinții de chestia asta, bunicii buni, alții țin cu dinții de teoria cealaltă că până la urmă părinții sunt cei mai importanți în viața copiilor lor. Tu ce părere ai, Anisa? Și telespectatorii noștri sunt invitați să ne transmită opinia lor vis-a-vis de ce observă în viața copiilor de astăzi. Mai au parte de bunicilor sau nu? Da, bunicii pot reprezenta un mare ajutor și am prietene care se bazează pe bunici, pe părinți.
Depinde foarte mult. N-ar trebui, fiecare copil ar trebui să se bucure de bunici, indiferent cum sunt bunicii. Poate că există un conflict de generații, de gândire, de... E drept că dacă tu îi spui nu are voie ciocolată și imediat ce pleci îi dă ciocolată, ia tu ciocolata că mama nu știe și mama nu așa. Într-adevăr e o problemă. Contează foarte mult cum sunt bunicii. Contează foarte mult să ai încredere, să-i lași, să-ți lași copilul și să știi că sunt respectate anumite principii pe care le-ai încerci tu să le insufli copilului. Da, nu pot să judec nici pe partea aia, nici, adică înțeleg mamele care evită, nu neapărat că evită, Doamne ferește, nu e vorba despre asta, dar încearcă să fie și ei prezenți atunci când sunt bunicii. Pentru că, într-adevăr, atunci când copilul primește semnale contradictorii, nu știe ce să înțeleagă și devine mult mai răsfățat, ajunge să considere că ești o mamă rea sau un părinte rău pentru că tu îi pui anumite restricții pe care nu le are cu bunicii. Așa este. Așa este. Uite, există într-adevăr tendințe de separare și sunt și motive, zic eu, unele dintre ele destul de bine întemeiate. De exemplu, actualmente, în generația noastră, nu mai avem atâta contact cu bunicii pentru că suntem departe de ei. Este o realitate pe care nu o putem nega. Suntem mai departe, nu mai trăim în același oraș, nu mai trăim în aceeași localitate și ca atare a fi aproape de bunici este ceva de domeniu odată la câteva luni poate. Și se pierde și de o parte și de cealaltă. Un alt aspect este de asemenea că suntem mai independenți. Noi, părinții de azi, avem mai multe facilități, să zic așa, mai ales de când există, mă rog, s-a implementat mai tare moda vis-a-vis de bone. Ne place ideea aceasta, să ne avem copii aproape, să nu-i trimitem la țară la bunici în timpul școlii, în timpul vacanței, preferăm să-i ținem aproape. Un alt aspect foarte important este că noi adoptăm stiluri de viață diferite și ca atare vrem să creștem noi, nu bunicii. Însă există beneficii de ambele părți, așa cum spuneam, și aș vrea să începem să discutăm despre beneficiile relației bunic-copil, bunic-nepot. Impactul acestei relații este unul cu rezonanță puternică asupra bunicilor. Unul dintre aspectele foarte importante de menționat este următorul. Cu cât relația bunic-nepot, bunică, nepot, nepoată, evident, este mai strânsă, cu atât mai puțin se confruntă nepoții, dar și bunicii, cu probleme emoționale și comportamentale. Bine, asta în dreptul copiilor mai mult. Se pare că depresia este mai ușor de gestionat atât de către bunici cât și de către nepoți dacă există o relație strânsă între ei. Sunt studii care susțin acest lucru și iată, dacă voi cunoașteți bunici care tind să fie deprimați din cauza crizei cuibului gol, de ce nu? Creșterea unui nepot sau adoptarea, se mai poartă și acest lucru în Statele Unite, este o realitate din fericire destul de des întâlnită, sunt vârstnici care se duc la spitale, și în România există chestia asta, se duc la spitale la copii abandonați o zi pe săptămână, câteva ore pe săptămână și relația care se creează între copilașul acela, poate nou născut, poate de câteva luni, și bunic, este una extraordinară atât pentru copil cât și pentru cel mai în vârstă. Un alt aspect foarte important, zic eu, este că nepoții care au parte de bunici aproape au mai puține probleme cu adaptarea. Știți cu toții că atunci când ne ducem copiii la grădiniță, la școală, unii dintre ei se agață ca niște liane de mama, de tata și cu greu se adaptează situațiilor noi. Se pare că ne ajută foarte tare relația bunic-nepot, bunici nepoți, chiar și în aceste situații. Adaptarea este mai facilă pentru acei nepoți a căror bunicile sunt aproape. Să nu mai fim mai cu seamă în familiile în care părinții sunt divorțați sau părinții sunt departe de casă. Iată că în România și în România are loc acest trend al plecărilor din țară, pentru că suntem sărași, nu avem oportunități, preferăm să câștigăm bani și uităm poate că impactul creșterii copiilor noștri sau, mă rog, impactul prezentei noastre asupra dezvoltării copiilor noștri este foarte important. Știi, mă gândeam și la
partea asta e parenting-ul tradițional, metodele cu care ne-au crescut părinții și bunicii și știm foarte bine care sunt, mă refer la pedeapsă sau la așa. Uite, îți dau un exemplu. Dacă nu mănânci tot, rămâi mic. Dacă nu te culce, bau sub pat. Dacă nu vii cu mine, eu plec și te las aici. Sau comparație. Uite, fă și tu ca ăla, celălalt copil. Uite că el nu face nu știu cum. Și e parentingul ăsta modern, care efectiv pe noi, mamele din generația actuală, ne-a cam dat peste cap. Nu e bine să faci așa, încearcă să nu-ți compari copilul niciodată, nu-l pedepsi, nu-i da recompense, nu-i da așa. Iar bunicii sunt după moda tradițională și poate și de aici tendința asta, știi, de a-i exclude pe bunici cumva, de a-i transforma în simpli vizitatori. Este o realitate și aceasta. Noi vrem să fim părinți buni, ca orice alt părinte. Vrem să ne facem datoria cât mai bine cu putință. Și ca atare poate suntem puțin în ceață într-o anumită perioadă a vieții, mai ales când apare copilășul pe lume. Vrem să aibă cea mai de calitate îngrijire, vrem să aibă cea mai de calitate educație. Bunicii spun într-un fel, teoriile pe care noi le ascultăm și la care participăm la diverse cursuri spun altceva. Ei bine, asta ne bagă în ceață. Însă aici există un secret, din câte am observat eu și studiile susțin acest lucru. Dacă avem echilibru în relația bunic-nepot, și anume, uite să vă dau un exemplu foarte clar. Bunicii care stau alături de nepoților o zi pe săptămână, într-adevăr au un impact foarte bun, pozitiv asupra copilașilor, dar și asupra bunicilor există un impact foarte important. Îi ține de partea de boala Alzheimer. Mi s-a părut foarte interesantă descoperirea aceasta. Pe de altă parte, dacă bunicii sunt mai mult de 5 zile în viața nepoților, prezenți mai mult de 5 zile în viața nepoților pe săptămână, ei bine, atunci lucrurile nu sunt bune nici pentru copil, nici pentru bunic. De ce? Pentru că bunicul răsfață în exces, are timpul acesta de a răsfăța în exces sau în același timp de a-și pierde răbdarea, pentru că vorbim de niște vârste mai înaintate, nu vorbim de 30-40 de ani, cum suntem noi părinții actuali. Iar bătrânii pot să fie mai suspecți la bolile neurodegenerative. Ei bine, există neplăceri și de o parte și de alta, de aceea trebuie echilibru în timpul petrecut bunici-nepoți. Nu trebuie să facem exces în treaba asta. Asta spun studiile, nu știu ce părere aveți voi, dar mie mi s-a părut fascinant. Echilibrul este cuvântul de bază. Da, uite, aș putea să spun câte un beneficiu pe care l-am avut eu de la bunica mea. Toată viața cât a fost până s-a stins, m-a ținut copil și m-am simțit copil. Iar eu pe ea am ținut o tânără până în momentul în care s-a stins și n-a avut niciodată vârstă. Exact așa cum o țineam minte când eram copil, exact așa s-a dus. Și în momentul în care pierzi bunicii, îți pierzi copilăria. Da. Simți că nu mai ești cel mic și cel corconit, să zic așa, pentru că oricând ne-ar iubi părinții noștri, nu au timpul suficient întotdeauna să ne ofere spațiul acela de relax pe care îl găsim în brațele bunicilor, este foarte adevărat. Însă, în același timp, e nevoie de înțelepciune în ceea ce le oferă bunicii nepoților. Hai să vă spun câteva lucruri și de efectele asupra bunicilor, efectele unei relații faine între bunic și nepot asupra bunicilor de această dată. Însă uite, am uitat două chestii importante și foarte așa, foarte rapid vreau să vi le spun. Nepoții care își au bunici aproape pot să-și cunoască genealogia mai bine, pot să știe de unde vin, cine sunt strămoșilor, care le sunt tradițiile și ca atare sunt mai bine înțiți, dacă vreți, în istoria propriei familii. Și ca atare, creându-se simțământul de identitate, ei vor fi mai stăpâni pe viața lor decât cei care nu au legătura aceasta faină cu bunicilor și cu familia de dinainte, da, cu strămoșilor. Bun, hai să vedem bunicii. Hai să vedem bunicii cum beneficiază ei. Așa cum ai spus, tu ai ținut o tânără pe bunica ta. Ei bine, asta fac copiii. Copiii îi energizează pe cei mai în vârstă, le îmbunătățesc starea de spirit. Și totuși, aceste lucruri trebuie menținute în anumite limite. Nu știu cum a fost la tine, dar atâta vreme cât există părinții aproape și bunicii aproape, trebuie echilibrată bine situația. Așa cum vă povesteam, o zi pe săptămână este ok, dacă trecem de 5 zile pe săptămână, deja sărim calul, cum se zice pe românește, s-ar putea să
fie afectați atât nepoții cât și bunicii. Un alt aspect interesant, bunicii care au grijă de nepoți trăiesc mai mult și au un risc de mortalitate cu 37% mai mic decât cei care nu au această responsabilitate. Frumos ai spus, Anisa, ai ținut-o pe bunica tânără, în formă, în viață, și ai văzut o treabă minunată ca nepot. Este foarte frumos. Un alt aspect, o relație apropiată între bunici și nepoți, cade riscul de depresie de ambele părți, așa cum aminteam mai devreme. Și cu cât relațiile sunt mai strânse, cu atât beneficiile antidepresive sunt mai mari. Repet, atât pentru bunici, cât și pentru nepoți. Gândiți-vă la vârsta adolescenței, în care nepotul este ușor zdruncinat hormonal și grupul îl presează mai tare decât în alte perioadele vieții și chiar atunci un bunic confident este foarte important în viața copilului, în viața până la urmă, în viața nepotului, a nepoatei care are nevoie de o ureche care să-l asculte și să nu-l judece. Pentru că noi, părinții, suntem un pic mai incisivi. Vrem să fie ok copilul și nu prea îi dăm răgat să spună ce are de spus. Ei, bunicii pot face treaba aceasta, că au mai multă răbdare și poate un pic mai multă înțelepciune decât noi, părinții. Bun, interacțiunile frecvente dintre bunici și copii, și asta mi-a plăcut tare, o să vă placă și vouă, presupune îmbogățirea cunoștințelor de ambele părți. Atât nepoții beneficiază de pe urma cunoștințelor bunicilor, dar și bunicii beneficiază de cunoștințele acumulate de nepoți. Cum? Gândiți-vă numai la tehnologie. Copiii noștri poate ne întrec deja și pe noi părinților, iar bunicii au nevoie de un ghid în folosirea tehnologiei. Iar eu țin minte cum îmi spunea bunica mea, Anisuca, eu te-am învățat pe tine să scrii, te-am învățat să citești, trebuie să ai și tu răbdare cu mine acum, să-mi arăți cum e cu telefonul ăsta, că nu știu, înainte aveam butoane, acum am nu știu cum se pronunța acolo cu taciu, cum îl denumise. Da, așa e. Mai întâi învățăm de la ei noi și apoi trebuie să învățăm și noi cu răbdare. Exact. Mie așa îmi place relația aceasta, este minunată, este miribic, este ceva de vis. Să ai o relație frumoasă cu bunicii tăi și încurajez pe cei care au șansa să aibă o relație apropiată cu bunicii, să o facă, adică părinții să ofere spațiul necesar ca să beneficieze atât nepoții cât și bunicii. Narcisa, voiam să te întreb dacă îmi permiți, când ai fost ultima oară în afara țării? Dacă ai fost undeva, dacă ai circulat în Uniunea Europeană de curând? M-a întrebat când a fost ultima dată. Ultima dată a fost ceva mai de mult. Cred că ultima dată am fost în Statele Unite, nu tocmai cu un scop așa foarte plăcut. Și la noi aici, în UE? În UE, în Germania și Austria. Pentru că mie mi se pare o binecuvântare faptul că nu mai avem pachetul acela de roaming, a fost eliminat roamingul de date. Și pot să mă conectez, da, să stau liniștită pe plajă, să descarc diverse aplicații la același cost ca acasă. Și m-am gândit, Doamne, da, eu mă bucur de facilitatea asta, dar nu știu cine a implementat-o, cine a ajutat la asta. Ei bine, l-am adus aici în platou pe unul dintre cei mai cunoscuți europarlamentari pe care a avut țara noastră, Petru Luhan, îți mulțumim că ești aici și îți mulțumim pentru această minunată facilitate, da, să descărcăm noi netul oriunde în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare. Mi se pare o binecuvântare. Mulțumesc mult pentru invitație. Da, într-adevăr, cred că am ajutat pe mulți care vreau să călătoresc sau care călătoresc foarte mult și care își doresc foarte mult să acceseze informații și într-o altă țară decât din țara sa. Costurile erau extrem de mari la momentul când am inițiat această directivă în Parlamentul European, adică 1,69 € pe mega. Și am spus că nu se poate. Da, țin minte când am uitat datele mobile odată pornite și nu vrei să știi cât a venit factura. Narcisa, îți mulțumim mult de tot. Rămâi și tu alături de noi ca să-l cunoaștem pe acest și om de afaceri până la urmă, pentru că ai făcut foarte multe afaceri aici în România și nu numai. Bun, așa. Practic, poți folosi netul spui fără să ai costuri suplimentare. Da, în momentul de față, fie că mergi în Germania, Austria sau orice alt stat membru din cele 27 state membre ale Uniunii Europene, costul de downloadare date este același ca și cum ai fi în țara de origine. Da. Și asta este general valabil pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.
Deși vă pot spune că a fost o uriașă reticență din partea industriei telecomunicațiilor din Uniunea Europeană. Dar asta am vrut să întreb. Cum ai reușit să strângi majoritatea? Cum trece un proiect, un astfel de proiect? Bravo, foarte bune. Se vede că te-ai interesat cum funcționează. În Parlamentul European, politician bun ești dacă ai capabilitatea de a pune o idee pe masă și, doi, dacă ai capabilitatea de a aduce o majoritate în jurul ei. Eram 751 de europarlamentari din 28 de state membre pe vremea respectivă, înainte de Brexit, da? Da. Și am luat inițiativa singur. Mi-am adus o colegă din Cehia de la socialiști, adică să-mi aduc și grupul socialiștilor alături. Alături, da. Este o măsură pro-cetățean, indiferent de unde provine acesta. Chiar și cei din Germania, cu salarii de 2750 de euro medie, în comparație cu cei 3900 de lei, adică aproximativ 800 de euro pe lună în România, erau interesați ca roamingul de date să fie eliminat. Roamingul de voce fusese eliminat cu aproximativ un an înainte. M-am prevalat puțin de acel succes în Parlamentul European. Am inițiat eliminarea roamingului la date. Bineînțeles, vreau să intru aici în detalii, au sărit toți din industria telecomunicațiilor în sus. M-am trezit cu rugăminți de a primi CEO-uri de la multinaționale pe telecomunicații și din Germania și din Franța și din, mai ales, Anglia, că avem acolo unele companii uriașe. Și s-au încercat presiuni, da. E adevărat, s-au încercat presiuni, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să cedez. Din contră, colegii mei au adunat și ei la rândul lor alte forțe pe care i-au convins să susțină proiectul. Noi ne bucurăm de anumite lucruri, dar nu știm ce e în spatele lor și de asta te-am invitat aici, ca să te cunoaștem și să ne dăm seama că un politician, deși noi aruncăm din partidul ăla, ăla a făcut așa, e din partidul ăla, din celălalt partid, e o nebunie cu politica, dar atunci când ajunge, uite, în Parlamentul European, el se luptă pentru ca nouă să ne fie bine. Și vreau să te mai întreb ce alte proiecte de care poate noi nu știm, da, au fost inițiate de tine, au trecut și ți le datorăm ție și ai fost unul dintre cei 33 erați în 2009, nu? O perioadă destul de interesantă, delicată, da. în 2009 cu tratatul de la Lisabona. Cu... Da. Exact, atunci s-a rescris istoria Uniunii Europene pentru că am adoptat tratatul de la Lisabona, TFUE, tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Atunci a intrat Parlamentul European în co-decizie alături de Comisie și Consiliul de Ministri. Și în felul ăsta cetățeanul trimis de invers, europarlamentarul trimis de cetățean în Parlamentul European a avut un cuvânt greu de spus în procesul decizional pe orice directivă, regulament sau rezoluție. În felul ăsta cetățeanul se poate exprima direct și Parlamentul poate bloca sau poate iniția anumite amendamente la orice directivă împreună cu Comisia și, clar, apoi se adoptă și de către țările membre prin ministrii de resort. Ăsta este procesul pe scurt, pentru a ști și telespectatorii voștri cam cum am ajuns noi de la inițiativa lui Petru Luhan la faptul că și tu și eu, dar și francezul și bulgarul, merg în altă țară, plătesc exact același cost pe download pe internet, ca și cum ar fi în țara proprie la abonamentul său. Ei, în condițiile astea avem pe de o parte această uriașă facilitate pentru cei 503 milioane de europeni din Uniunea Europeană. În același timp avem facilitatea de a accesa România 43 de miliarde 2014-2020, 83 de miliarde 2021-2027 prin niște condiții sau hai să spun condiționalități nefavorabile eliminate. Asta e un alt subiect pe care eu am marșat 5 ani de zile și cu mândrie spun că astăzi România are acces mai ușor și la mai mulți bani europeni decât înainte. E foarte greu să convingi vesticii să ia bani din buzunarul contribuabilului vestic și să zică, da, Luhane, ia de aici, du-i la tine în țară, băgați-i voi în infrastructura voastră rămasă în urmă și în IMM-uri pentru a genera coeziune. Coeziune ce înseamnă? Eliminarea discrepanțelor dintre țări și dintre regiuni. Da.
fac o paranteză, la nivel european există 273 de euroregiuni, din care 8 sunt pe teritoriul României și acestea au o diferență uriașă de dezvoltare în termen de produs intern brut pe cap de locuitor, respectiv, diferența între cea mai săracă din sudul Bulgariei și cea mai bogată din Luxemburg este de 13 ori. Standard de viață diferit. Sau așa și mă gândesc, acum că îmi vin o grămadă de întrebări, să vorbim despre fonduri europene, să vorbim despre povestea acestui om care a ajuns tu din Bucovina, ai fost un copil sărac, un tânăr sărac, da? Ai plecat, ai terminat liceu și ai plecat în Germania ca să faci bani, să muncești, ai învățat limba germană pe șantier și într-o zi ai spus, nu, eu pot să fac mai mult. Nici nu știu, ajutați-mă, cu ce vreți? Ce vreți să vorbim? Eu cred că merită cei care beneficiază de servicii medicale, merită să știe din fericire pentru mine și pentru cetățeni, în 2013 am luat premiul europarlamentarul anului pe zona medicală. Am inițiat, combaterea cancerului în Parlamentul European și scleroza multiplă. Adică la inițiativa și îndemnul unor asociații europene de pacienți am avut, să zic așa, această forță în plus, pe lângă activitățile de zi cu zi, să inițiem rezoluții în Parlamentul European pentru combaterea cancerului. Și mi-am dat seama de un lucru. Eu, ca să obțin rezultate pozitive în acest domeniu, unde interesele sunt divergente, respectiv pacienții și medicii vor un lucru, industria farma dorește deseori opusul, din păcate. Nu e un mit, nu? Și mi-am dat seama că eu am șanse să dobândesc succes doar dacă aduc toți stakeholderii relevanți la aceeași masă. 4 ani de zile am luptat pentru a-i convinge să comunice între ei. Am adus, bineînțeles, și politicul, respectiv executivul european, Comisia Europeană și Parlamentul European alături de ei pentru a pune bani în oală, pentru care cercetătorii, sau din care cercetătorii să se poată alimenta pentru a evolua. Ba chiar și eu, fără educație în domeniu, am înțeles ce înseamnă să iei biomarcuri la nivel micro, îl mai împarți într-un milion de nanoparticule, duci la 10 la minus 9, te uiți cu lupa pe el și vezi dacă celula este deformată sau nu. Dacă da, înseamnă că da, ai metastază sau chiar cancer. Și doi, te mai uiți și numeri și în ce cantitate se află acele nanocelule deformate în microcelula respectivă și spui cât de avansat este cancer. Ei, dar de aici până la citi pe monitor e cale lungă. Electronica a reprezentat un mare hop, mare obstacol în calea acestei cercetări. Și atunci ce am făcut? Petru Luhan a spus, stați oameni buni, voi Comisia Europeană luați din FP7 actualul Orizont 2020 1,75 miliarde de euro, puneți într-o oală separată să nu mai fie în competiție cu telecomunicațiile, cu petrolul, cu industria alimentară și cu toate celelalte industrii, industria maselor plastice, metale fără și așa mai departe, ca ei să aibă frâul liber să cerceteze în direcția obținerii de rezultate concrete pentru combaterea cancerului. V-am explicat așa foarte pe scurt implicarea mea în partea asta de combaterea cancerului, de care sunt foarte mândru, este ca o mare, mare realizare pentru mine pe care o las în urmă cu mare mândrie după ce am exercitat activitatea în Parlamentul European, pentru că pot spune că nu doar cei 503 milioane de europeni din Uniunea Europeană beneficiază, ci mai mulți, pe urma celor 4 soluții la 4 feluri de cancer pe care noi în perioada asta am reușit să le dobândim la o masă comună. Da, am avut întotdeauna o poziție din partea industriei farma, dar am știut să o gestionez de așa natură, pentru că eu conduceam ședințele și am avut forumuri în Parlamentul European, am avut inițiative în Parlamentul European în comunicarea cu Comisia pentru a pune banii ăștia separat. S-a întâmplat. Al doilea an, ce credeți, a pus 2,75 miliarde în loc de 1,70 în primul, tot pentru acest scop. Și uite, așa am ajuns noi la rezultate concrete în combaterea cancerului și acum pot spune că există un număr crescent în ceea ce privește beneficiarii acestor soluții, pentru că numărul bolnavilor de cancer este în continuă creștere. Acum vreau să te felicit și pentru acest proiect. Când spunem Petru Luhan, ne gândim și la fonduri europene, ai așa ca o amprentă. Vreau să vorbim despre fonduri europene, dar înainte o să te întreb așa. Politica vine cu părți mai puțin frumoase, da? Le știm. Tu le-ai trăit, le-ai simțit pe pielea ta.
ce în 2012 ai fost trimis în judecată pentru că ai fi cerut niște deconturi false în valoare de 50.000 de euro? Ce s-a întâmplat? Ai fi putut să eviți asta? Ai greșit undeva? Da, mulțumesc mult pentru întrebare. Dacă vă uitați cu atenție când a fost publicat acel articol, vă dați seama că este cu o zi înainte de a se începe campania electorală pentru Parlamentul European, pentru alegerile pentru Parlamentul European. Da. Exact o zi înainte de începerea campaniei electorale. În 2014, da? Adică în 2012, m-am trimis, după care aștepți 2 ani și după aia îmi spui mie că eu am fraudat bugetul cu 50.000 din 400, spun așa, în 13 călătorii din 420 de la Suceava la Bruxelles, tu ai decontat mașina, deși ai mers cu avionul. Astea sunt acuzațiile aduse mie. Bine, bine, ce spun, ce a fost mai scump, avionul sau mașina? Ei au calculat, deci nu au luat doar diferența. E clar, atâta timp cât Parlamentul European îți decontează. Nu, ei au adunat toate sumele. După care am întrebat, mă rog, anchetatorul, domnule, cum ați făcut calculul? E, experții noștri. Acum în ce stadiu e dosarul? S-au dat toți martorii, acum se pare că s-a trimis la CJUE și se pare că DNA-ul și justiția din România și-a asumat un proces care nu-i aparține. S-a ajuns în stadiu în care CJUE spune că este vorba despre o reglare în cadrul unei instituții europene de valori. Pentru că și regulamentul de ordine interioară al Parlamentului European spune atunci când se plătește mai mult, da, din partea... Da, te-ai fi așteptat la asta când ai intrat în politică să faci fapte bune. Ți-a spus cineva, vezi că nu o să fii nici primul, nici ultimul care s-ar putea să pățești. Așa e am primit, și o zonă mai murdară. Nu, explic asta până la capăt și, și să răspund după aia în mod concret la această întrebare. Este foarte bună întrebarea și cred că este întrebarea multor români la adresa politicienilor. Pentru că în felul ăsta, fac și eu iarăși o paranteză, descurajează, deci instituții de acest gen care generează procese împotriva unor politicieni, pur și simplu descurajează oamenii de calitate să mai facă politică. Și eu nu cred că asta este ceea ce vor românii. Românii își doresc oameni din ce în ce mai de calitate, dar se vede că, din păcate, calitatea omului politic scade, nu crește. Este o dezamăgire uriașă a cetățeanului. Bun, și atunci ce facem? Cel mai ușor mod de a elimina un politician este să-i creezi un proces. Da. Dacă se poate, pe 3 suspiciuni rezonabile, nu? Simplu, unde se poate? Decât în România, în toată Uniunea Europeană. Simplu ca bună ziua. Ei, și vă mai spun în raport, eu nu fug și chiar vreau transparență ceea ce privește acel dosar pe lucrător. Și te-a descurajat atât de tare încât nu vrei să mai intri din nou în politică? Nu, dar doar că nu vreau să aduc prejudicii de imagine cuiva și atunci am spus, ok, eu vă arăt că nu fug de responsabilitate, sunt foarte transparent, comunic pe acest dosar, n-am o problemă. Acum, CJUE, repet, spune că este o chestie de reglare internă a Parlamentului European. Atenție, cel mai important lucru în dosarul meu. Au fost trimise 4 solicitări de la DNA către Parlamentul European și 3 solicitări de către tribunal pentru a se constitui parte civilă în acest dosar. Cu alte cuvinte, ei spun că eu am fraudat cu 50.000 Parlamentul European. Parlamentul European de toate 7 ori a spus între Petru Luhan și Parlamentul European nu există niciun debit. Okay, o să vedem. Cu alte cuvinte, stați puțin, cu alte cuvinte, avem pe cineva care a fraudat, dar cel care presupui că a fost fraudat spune că nu a fost fraudat. Eu te întreb, eu spun așa, tu ai fraudat, ai luat de la colega ta 50.000 de euro. Da, mă, știu eu că ai luat. Zici, n-am luat. Ana, a luat bine. Vine și o întreb pe colega ta. Ți-a luat colegul tău 50.000 de euro? Nu mi-a luat. A, nu, știu eu că ți-a luat. Ăsta este dosarul meu astăzi. Hai că o să vedem concluzia, o să urmărim ce se va întâmpla. Dar legat de faptul că ai spus că te-ai întoarce în politică, nu ți-e frică de lucruri mult mai grave? Pentru că se pot întâmpla și mai, se poate și mai rău, știi cum e. Întotdeauna, atâta timp cât îți asumi o astfel de responsabilitate pentru cetățeni, pentru popor. Tu ți-o asumi. Ți-o asum și iei deciziile
în conformitate cu legea. E, da, e trist când cineva te pune pe linie moarte în mod voit, politic, cu astfel de palmă nemeritată, dură, dar în același timp spui așa, a fost voia lui Dumnezeu, poate că e bine că acești ani am stat pe margine. Te-ai ocupat de business? M-am ocupat de business, dar din fericire, am putut continua urmărirea obiectivului meu general. Obiectivul meu general în ceea ce privește ceea ce dau eu țării ăsteia este acela de a sprijini țara noastră, fie primari UAT-uri, unități administrative teritoriale, fie privați, IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, să acceseze fonduri europene. Când eram în Parlamentul European, am făcut-o din perspectiva legiuitorului, a celui care pune bani pe masă pentru a se dezvolta România. Acum o fac din perspectiva consultantului pe fonduri europene, ajutând atât administrația publică, cât și mediul privat de afaceri să acceseze bani europeni în baza legislației pe care eu o cunosc foarte bine de pe perioada și am elaborat-o, m-am implicat, ba chiar am fost și în Comisia de Dezvoltare Regională și Fonduri Europene în Parlamentul European. Deci în condițiile astea eu cunosc foarte bine legislația, am trecut de partea cealaltă și oricum când mi-am făcut aceste business, am mers după principiu succes poți să ai în domeniul care ai expertiză și obiectivul a rămas același. Ai avut timp în perioada asta mai mult pentru fiica ta, pentru familie? Și ai avut susținerea familiei în momentele acelea grele? Din păcate nu. Sunt divorțat de 3 ani jumate și din păcate pot spune că mai degrabă mi-a îngreunat viața. Este acel comportament despre care chiar nu-mi face plăcere să vorbesc, al unei foste soții care ține copilul la distanță de tată, deși ea personal nu petrece timp cu copilul. Spre exemplu, în ultimele 2 săptămâni, ea a fost plecată din țară, eu sunt la 4 minute de copilaș și ea mi-a interzis totalmente accesul la copil. Copilul plânge să-și vadă tatăl și din păcate nu am putut să văd copilul, iar copilul nu a putut să-și vadă tatăl, ea fiind în țări străine. Dar îmi pare rău să aud asta, copilul n-ar trebui să fie niciodată amestecat în relația dintre părinți. Un om normal, așa gândește. Din păcate, asta e situația care, ca să-ți răspund cu curând la întrebare, mi-a îngreunat starea psihică în ceea ce privește evoluția mea, în ceea ce privește capabilitatea mea de a ajuta oameni de afaceri și primari să acceseze fonduri europene. Da, te ține pe loc, da, te frânează acest lucru. Atunci când suferi, în general, eficiența ta în muncă este scăzută. Așa e, nu? E capacitatea ta de a gândi strategic, pentru că la nivelul companiei mele este nevoie de foarte multă gândire strategică. Multe lucruri trebuie gândite în avans, înainte de a se lansa ghidul, înainte de a se lansa programul pentru a depune proiecte, pentru că proiectele trebuie gândite în timp. Și atunci, deci dacă ai fi avut familia aproape, ai fi mutat munții. Ai fi făcut și mai multe decât te faci acum? Chiar spun deseori că eu dacă mă simt iubit, mă simt în stare să mut munții din loc. O persoană ca tine care a făcut atâtea fapte bune nu se simte iubit? Întrebarea este indirectă acum. În primul rând, iubesc foarte mult fetița mea, care zic eu că îmi seamănă foarte mult. Și este cea mai mare sursă de energie pentru mine, așa când o văd, odată la câteva săptămâni, o zi sau mai merg din când în când să o văd, acum e vacanță din păcate și pentru mine, mai mergem acolo să o văd și în felul ăsta mai furam câteva clipe cu copilașul meu. Apropo de vacanță, ce planuri de vacanță ai în perioada următoare? Având în vedere că am ajuns aproape la final. În general, îmbin utilul cu plăcutul. O să plec în Germania săptămâna viitoare, unde o să am niște întâlniri de business, dar o să-mi vizitez și familia, pentru că o parte a familiei mele trăiește în Germania, dar și ai doilea părinți ai mei. Eu cât am studiat în Germania, am stat la o familie de nemți, care m-au adoptat pur și simplu ca pe copilul lor. Și... Da. Dar în Bucovina? Mai vreo în Bucovina merg o dată la 3, 4, 5 săptămâni. Mai e casa părintească acolo? Da, casa părintească nu se vinde, nu? Da, pe părinții mei fac anul acesta 50 de ani de căsnicie. Mulți deci, înainte, ți-ai fi dorit și tu? Ai fost lucru, educat în spiritul ăsta? Da, noi când eram copii ni se spunea credința, familia, respectul, munca sunt valori care se scriu cu majuscule. Asta ni s-a băgat în cap de când eram copii, tuturor. Mai mult decât atât eram duși la biserică și în duminicile care vreau și care nu vreau ca și copii.
Deci noi am crescut în spiritul ăsta, să zic așa, mai serios de crezi că educare. Poți să crești în același spirit și pe fata ta, chiar dacă e mai departe de... Ai de înțeles bine, eu, acesta este unul din obiectivele mele în viață, să dau mai departe acest spirit de educare și nu cum primește, din păcate, din partea cealaltă, să aibă sentimentul că totul se cuvine, ci trebuie să muncești pentru a obține, da, vrei mai mult, muncești mai mult, obții mai mult, te bucuri mai mult. Și în felul ăsta sper eu să pot transmite acest drive, da? Acest drive către copilașul meu și de ce nu poate chiar către... Petru Luhan, îți mulțumim mult, te-am chemat să vorbim despre fonduri europene, dar o să vorbim data viitoare, oricând, dacă vrei, săptămâna viitoare vorbim doar despre fonduri europene. Ne-am bucurat să te cunoaștem așa ca om. Merită să vorbim săptămâna, adică cât mai repede, nu știu, cu mine sau cu alții, nu contează, pentru că urmează să se deschidă niște programe extrem de accesibile. Păi, hai să ne vedem săptămâna viitoare. Ești liber săptămâna viitoare? Da, săptămâna viitoare sunt aici. Da? Ești, da? În țară? Adică perfect, să iei 50 sau 70 de mii fără nicio cofinanțare, nici măcar 10% din buzunar, iarăși se întâmplă nu foarte des. Poți veni luni să anunțăm și telespectatorii la aceeași oră? Dacă încep, peste o săptămână. Marți, voi nu aveți... Marți, ba, ok. Da? Marți, bine. Petru Luhan, vorbim despre fonduri europene, are un mesaj foarte important să ne transmită. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost astăzi alături de noi. Nu uitați să rămâneți pe A7TV și să intrați pe site-ul A7TV. Pa! Și rămâneți cu A7TV. Nu mai A7TV. Și rămâneți cu A7TV. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.